Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre compensațiile pentru agentul termic. Deoarece acest subiect a fost pe larg dezbătut pe parcursul zilei de ieri, colegii noștri de la Camera Știri au realizat un subiect pe care vă-l propun pentru vizionare. După aceea vom încerca împreună cu invitații ediției de astăzi, care sunt Eugenia Ceban, consilier PSRM, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Silvia Grigore, de asemenea consilier PSRM, bună seara, bine ați venit. Să vizionăm subiectul și după aceea revenim în studioul la discuție. Rog, regia, subiectul. Nu le-a fost compensat niciun leu până astăzi. Beneficiarii de compensații care au depus dosarele nu au obținut bani pentru utilizarea agentului termic pentru lunile noiembrie și decembrie. Asta deși la insistența consilierilor socialiști, municipalitatea a votat o majorare a compensațiilor de până la 40% din plata pentru căldură. Așa se face că Direcția Finanțe are la dispoziție toți banii necesari pentru compensarea cheltuielilor pentru agentul termic a familiilor social vulnerabile. Pretorii declară că au prezentat listele, iar Termoelectrica că și-a îndeplinit obligațiunile. Cu toate acestea, cei care au de suferit rămân în continuare chișinăuienii. Pentru anul 2018 au fost prevăzute 97 de milioane de lei pentru compensații, ceea ce presupune în jur de 42.000 de persoane că vor beneficia de aceste compensații. Noi avem bani alocați, aprobați în bugetul municipal pentru aceste compensări. Eu nu înțeleg de ce oamenii din locuitori Chișinăul trebuie să sufere din cauza că cineva nu își execută corect sau doarme sau eu și nu știu care este cauza. În condițiile în care consilierii socialiști au fost asaltați de solicitările oamenilor de a se face claritate la acest aspect, s-a soldat cu o ședință de urgență organizată de reprezentanții PSRM, de comun cu pretorii și șefii de direcții responsabili. Eugenia Ceban a ținut să menționeze cine de fapt se face vinovat de indiferența manifestată față de chișinăuieni. Cea mai mare greșeală în ceea ce privește recalcularea la agentul termic este vina preturilor de sector. Termoelectrica și sâmbătă și duminică au ieșit la servicii, dar spuneți-mi, vă rog, pentru care persoană urmau dumnealor ca să facă recalcularea? Dacă listele numai pe data de 11 ianuarie au fost prezentate la Termoelectrica pentru 3700 de persoane și incorrect listele făcute. În context, Eugenia Ceban a solicitat atragerea la răspundere a celor care nu își îndeplinesc atribuțiile de serviciu. Dar asta încă o dată vorbește despre ce? Că executivul, angajații corupți care au fost până numai doua oaselor angajați în primărie, continuă mai departe pe apartenență politică, se baicoteze, n-au lucrat. Astăzi, fiecare își spune care o ștampilă pe liste. Spuneți-mi, vă rog, cine trebuiește să verifice toate, dacă cetățeanul primește sau nu. Sunt pretorii responsabili, reprezentantul primarului în teritoriu. Vinovații trebuie să fie pedepsiți până la eliberare din funcție. Dragi telespectatori, venim în studio la discuție. Spuneam ceva mai devreme, vorbim despre compensațiile pentru agentul termic împreună cu Eugenia Ceban și Silvia Grigore, consilieri PSRM. Doamna Ceban, încep cu dumneavoastră prin a vă întreba. Vorbim până la urmă de un cerc destul de vicios. Cum s-a ajuns la această situație când practic oamenii rămân fără aceste compensații care ar fi firesc să fie beneficiat? Vă rog. Niciodată în ultimii 10 ani, în primărie municipiului Chișinău, factorul uman nu a fost apreciat. Fiindcă poți să ai legi bune, poți să ai decizii aprobate de Consiliul Municipal, poți să ai sursă financiară, dar dacă nu ai voința de a-ți îndeplini atribuțiile de serviciu, ceea ce s-a întâmplat și în cazul dat, fiindcă noi, acele 3700 care au fost trimise la termoelectrică au fost perfectate atunci când a fost iarăși o ședință gălăgioasă convocată de fracțiunea Partidelor Socialiștilor, consilierii din Consiliul Municipal. Și noi, știți, nu putem chiar de fiecare dată, zi de zi, să ne luăm asupra noastră executarea deciziilor aprobate de Consiliul Municipal. Eu nu odată mă întreb și de acum mă uitați, vă începând cu data de 12, de când am convocat prima ședință, avem de acum a treia, a patra zi, când noi zi la zi, practic, ne străduim să primim numai audiență cetățenii,
Asta dumneavoastră trebuie să vedeți lacrimile acelor persoane în vârstă, care chiar ieri am avut la audiență de strada Pandurilor, rusul Jana, are acasă două fiici de 50 de ani, boli incurabile, suferă. Una dintre ei are un copil de un an jumătate și doamna a venit și ne-am spus, eu dorm la podele, mie recalculare nu s-a făcut și eu trebuie să achit integral, dar eu din pensia care o primesc, eu hrănesc copilul ăsta de un an jumătate, fiindcă eu nu am pe ce supraviețui. Și iată, asta e aceea atitudine nemiloasă față de cei care practic au construit acest oraș. Au ajuns în situația asta critică datorită celor indiferenți care le mersi bine s-au așezat în fotolii de funcționari publici, atât în primărie cât și în subdiviziunile primăriei. Și sper eu că totuși, după toate convorbirile care le-am avut astăzi și pe parcursul acelor zile, ca să-și dea seama și să nu pună pe primul plan banul, fiindcă în afară de salariul care îl primesc, în mare majoritate încă vor supliment în procente la salariu pentru primirea acestor documente. Dar era cazul ca executivul împreună cu acei funcționari din primături, fiindcă noi avem peste 1000 de angajați în primărie și subdiviziunile primăriei, și să-și revadă fișele de post, iată, acum suntem la finele anului și fiecare funcționar public trebuie să treacă evaluarea conform fișelor de post și eu cred că la evaluare își va spune amprenta conducerea primăriei, ținând cont de acest boicot, fiindcă dacă vor primi evaluare nesatisfăcătoare, îi pot fi și eliberați din funcție. Nu vrei să lucrezi pentru cetățean, nu vrei să lucrezi pentru cei care tu poți să ai bani atâția cât îți dorești, tu nu dorești ca să fii alături de cel datorită cărora au fost aleși locali, au fost alegerile locale, iată, suntem în anul electoral alegeri parlamentare, oameni buni, dacă covorâți pe pământ și dați împreună să soluționăm toate conflictele astea pentru cetățeni, fiindcă nu credeți că cineva e bucuros ca să îmble pe uși dintr-o ușă în alta, la o direcție, la o pritură. Eu mai departe voi vorbi, să știți că sunt foarte mari greșeli comisii și la primirea documentelor, sunt foarte multe fraude, indiferent că acestea sunt compensații la agentul termic sau avem și la alte servicii și în alte subdiviziuni, dar asta a fost așa tolerat, bine mersi, de fostul primar Chirtoacă și astăzi în toate preturile, având pretori pe criterii politice de la Partidul Liberal, să nu credeți că e atât de simplu, dar noi ne vom strădui consilierii municipali ca să le răspundem cu aceeași monetă, da, cum ei se atârnă față de cetățeni. Asta vă doriți, asta meritați, asta primiți și îmblați pe drumuri cum îmblă acești cetățeni și nu-și pot recapăta drepturi și nu pot găsi niciun document în subdiviziunile primăriei. Da, doamna Grigore, suntem practic la începutul anului 2018. Acest an ar putea zice unii că au început cu stângul pentru anumiți funcționari din cadrul primăriei. Haideți să vedem de ce s-a ajuns la această stare destul de incertă, spuneam un pic mai devreme, reieșind din faptul că doamna Cebanu a utilizat o sintagmă destul de interesantă, fișa de post. Fiecare dintre angajați are o misiune clară pe care urmează să o îndeplinească. Are niște obligațiuni pe care ar trebui să le îndeplinească. Da. Dar aceste obligațiuni au fost făcute probabil cândva mai de mult în fișele acestea de post, probabil încă în perioada sovietică și ele probabil și nu corespund, fiindcă unele obligațiuni, într-adevăr, care erau cândva, astăzi nu mai sunt, iar au apărut altele obligațiuni noi. Și vin și cu pretenții. Astăzi de un vicepretor am auzit așa o pretenție că el în fișa lui de post nu este scris aceste obligațiuni de a se ocupa cu aceste dosare. Domnul Eugenie a fost la dumnealui în cabinet și chiar ne-a fost foarte straniu să auzim de la un vicepretor care se ocupă cu probleme sociale. Dar domnul Eugenie astăzi a făcut un lucru extraordinar de mare, mi se pare. I-a adunat la primărie pe toți șefii de comisii, de la toate sectoarele, pe reprezentantul de la Infocom, de la Termoelectrica, pe domnul Gontea și i-a pus față în față. Fiindcă ne-am dat seama că nu se colaborează, nu se conlucrează, nu au fost niciodată controlați, nu au fost, nu le s-a ascultat chiar păsul. Reprezentantul de la pretura de la Rășcani spunea, prima dată ne-au invitat și ne-au întrebat ce probleme avem. Adică ei au niște probleme,
cu niște tehnice, să zicem așa. Aceste probleme tehnice se rezolvă foarte simplu. Doamna Grigore, mă scuzați că vă întrerup. Se pare că este în legătură telefonică Anatolie Portnoi, vicepretor Ciocana. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Alo, bună seara, domn Portnoi, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi, în cadrul unei emisiuni Reflector Analitic, discutăm despre problema cu compensațiile pentru agentul termic. Vreau să vă întreb, ce nu a mers? De ce concetățenii noștri până la această dată nu au beneficiat de aceste compensații? Vă rog. Probabil sunt mai multe pricini. Una din pricini este că au fost modificate regulile de joc pe parcursul deja desfășurării procesul de recepționare a cererilor și acordarea compensației. Doi, prelucrarea cererilor a necesitat în timp împrieturi și ele au fost date practic în lucru deja către Infocom de la noi la 1 decembrie 2017. Și perioada asta urma, evident, deja structurile abilitate din centru să soluționeze problema privind repartizarea către furnizori a mijloacelor financiare. Da, în situația creată, când concetățenii noștri vor beneficia de aceste compensații? Asta nu ține de competența pretorului de sector. Da. Noi mai avem o singură întrebare către dumneavoastră. Factorul temporar nu a fost răgănat? De ce s-a ajuns, ați spus, la începutul lunii decembrie, atunci când listele deja erau finalizate? Nu cred. Nu? Nu cred. Practic, și anii precedenți, perioada de începătoare, adică de acordare compensațiilor. Dar când va dura această perioadă? E deja în lucru. Deja eu cred că problema a fost până acum. Mai departe, procesul deja va intra într-un ritm normal. Dar spuneți-mi, vă rog, există transparența pe care ne-o dorim fiecare la elaborarea acestor liste? Pentru că vi se aducea anumite acuzații. Eu cred că da, fiindcă regulamentul este un act normativ public, este indicat clar ce acte și condiții urmează a îndeplini pentru a beneficia de compensație. Domn Portnoi, am și da. O întrebare, Silvia Grigorieva. Dumneavoastră astăzi ne-a spus că aveți pretenții față de regulament, aveți multe, să zic așa, neînțelegeri. Doamna Silvia, eu n-am expus problema de că am probleme față de regulament. Eu am spus că sunt executor și cum este elaborat regulamentul. Acum spuneți că sunteți executor. Dumneavoastră ați spus că aveți pretenții. Acum spuneți că nu ați avut. N-am spus de pretenții. Spuneți că sunt lucruri multe care nu sunt corect făcute. Deci ați venit vreodată cu vreo inițiativă la noi, la Consiliu, să schimbăm ceva, să facem ca să vă fie mai ușor de lucrat. Ați venit? De la data elaborării primului regulament de acordare compensației, dacă dumneavoastră o să urmăriți corespondența preturii sectorului Ciocara cu primărie, o să vedeți că cele mai multe propuneri le-au făcut anume pretura sectorului Ciocana, inclusiv cele mai multe au fost incluse în regulament. Domnule Portnoi, noi vă mulțumim pentru această intervenție telefonică. Da, vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. O seară bună. Doamna Grigore, vă rog să continuați gândul și să comentați cele afirmate de către domnul Portnoi. Eu vreau să mă repet să zic că doamna Eugenia Ceban astăzi a făcut un lucru foarte, foarte bun, eu socot, că i-a întâlnit și i-a pus față în față pe toți acești funcționari care ar trebui să-și revadă fișa de post a lor proprie, să-și revadă lucrul lor și să facă toate aceste obligațiuni să le facă în timp, fiindcă dacă se începe perioada de încălzire de la 1 noiembrie sau la 15 octombrie, de atunci, de acum oamenii trebuiau să începe a primi. Chiar dacă se schimbă, regulamentul. Noi bugetul în alți ani l-am primit în iunie sau nu au fost alocați bani la vreme, dar oamenilor li se plătea la vreme compensațiile. Deci anul acesta, care am făcut și regulamentul, l-am votat în Consiliu și am votat și bugetul la timp. Adică am făcut noi consiliere, ne-am străduit să fie cât mai corect și cât mai repede, chiar dacă avem și oarecare schimbări, că nimeni nu este ideal.
veniți, vă rog, funcționarii care se ocupă cu aceste lucruri, veniți la discuțiile publice, veniți la, scrieți demersuri la noi, la consilieri. Nu vine nimeni nici cu o idee. Noi, consilierii, doamna Eugenia, scrie și regulamente, scrie, face și întâlniri, care ea, de fapt, aceasta nu sunt obligațiunile unui consilier, dar ea le face fiindcă știe că, în afară de fracțiunea socialiștilor, nimeni, de multe ori suntem criticați, că, iată, aceasta sunt oamenii în vârstă, sunt și oamenii cu probleme sociale, sunt alegătorii voștri. Păi, dar cine să-i mai apere dacă nu Partidul Socialiștilor, dacă nu noi, dacă nu consilierii socialiști? Aceasta e, nu, nu mai e vorba că sunt alegătorii noștri. În programul de lucru al socialiștilor, programul care stă pe masă, este scris: apărați interesele oamenilor simple. Mai, în primul rând, a oamenilor care au nevoie de acest lucru. Doamna Ceban, există carențe doar în subdiviziunile primăriei sau poate s-a creat anumite fisuri și în ceea ce privește activitatea oficiului poștal? Ce nu a mers la acest capitol? Ceea ce nu merge și la oficiile poștale, în primul rând aș vrea la ceea ce a relatat domnul Portnoi să vă zic că, practic, funcționarii priturilor, direcțiilor, subdiviziunilor primăriei și a Consiliului Municipal nu doresc să-și îndeplinească atribuțiile lor de funcție. Și legea 158, care e legea funcționarului public, prevede expres că funcționarul public nu are o limită de atribuții. El este obligat, fiindcă are alt salariu, nu are salariu ca unei dădaci, nu are salariu ca unui profesor, dar are un salariu mai mare, primește și pentru ani de staj și pentru grad de calificare, dar nu se dorește, știți de ce? De ce? Fiindcă, practic, în primăria municipiului Chișinău, toți angajații au activat cum au dorit, au fost lăsați în voie sorții, n-au venit la serviciu la timp, n-au fost obișnuiți să se plece la timp, n-au fost obișnuiți să execute la timp adresările cetățenilor. De ce astăzi avem zeci de ani decizii care așteaptă și lumea plânge pe coridoarele primăriei? Dumneavoastră veniți și vedeți ce e la audiență și vedeți ce e la comisiile de specialitate, fiindcă nu poți într-o ședință a Consiliului să iei mii de cereri să le examinezi. Nimeni nu petrece în ultimii ani niciun fel de ședințe operative cu acele structuri și subdiviziuni, fie viceprimarul de ramuri probleme sociale, fie viceprimarul care în cauză acum cu compensațiile ce se întâmplă, în afară de ședințele cele care le fac lunea, oameni buni, dar vă mai stabiliți un grafic și întruniți-vă, ieșiți astăzi într-o pretură, într-o lună ieșiți în altă pretură, invitați-ne și pe noi și consilierii că vom fi aproape tot timpul, dar dați împreună, că iată problemele care le-au ridicat azi și demagogie cei care am văzut-o noi astăzi, uitați-vă și talmud de documente, te uiți pe documente, toți au hârtii, ștampile, toți sunt cu mașini, dar nimic nu e executat. Iată, ați văzut cum a spus și domnul Portnoi. Parcă tot e făcut, pritura o dat la 1 decembrie, Infocomul Mărgineanul întreba azi, dar de ce le-ai primit și nu le-ai executat? Și el îmi spune că nu eu trebuie să fac recalculare la agentul termic, dar termoelectric. Dar de ce le-ai primit? Și dacă termoelectrica, de ce v-ați permis un an de zile să nu veniți cu operări de modificări, să ne spuneți consilierul municipal? Practic, știți, toate serviciile care astăzi sunt în detrimentul pentru cetățeni, în favoarea cetățenilor, practic au fost de la consilierii municipali. Și fiind fost director la Direcția Generală Asistență Socială, știind nevoile acestor necăjiți, toate proiectele au fost scrise, aduse regulamentele, proiecte de decizii, dar lămuriți-mă dumneavoastră, eu am o viziune, dar dumneavoastră sunteți executori care poate univa ceva nu corespunde, veniți și spuneți. Asta e o problemă. A doua, e un haos total și eu sper că de-am suntem la a treilea mandat să-i punem la treabă. Până acum am adus unele documente, știți, în concordanță. Nu există niciun control de executare a deciziilor aprobate a Consiliului Municipal. Și noi vom solicita la următoarea ședință ca secretarul Consiliului, cu acel direcție care are al doamna Moț, panșăt și dorm în birou și nu fac nimic, și unii ocupă funcția după ștate ca să primească bani, dar noi, după fișa de post, nu e aceea funcție. Să fie bun lunar, să ne pregătească note informative înainte de începerea ședinței,
executarea deciziilor anterior primite, ca să vedem care. Și dacă dumneavoastră m-ați întrebat de oficiile poștale, da, chiar insist asupra dumneavoastră vă imaginați să nu credeți. Asta e o bagiocură cu compensațiile, da? Noi avem și în structurile primei zile chiar fur de bani. Dar vă dați seama că și la oficiile poștale, acești pensionari invalizi necăjiți, am avut la audiență și am avut cazuri concrete când am fost nevoită să ridic camerele de vedere în oficiul poștal 21. Un invalidul de gradul 1, pe 30 august, care nici nu s-a prezentat în oficiul poștal, i s-a luat alocația de 700 de lei de către operatorul oficiul poștal, care a fost temporar angajat, erau în concediu toți ceilalți, și a găsit așa o deșteaptă și acum eu de acum am aflat că și mai multe cazuri sunt de acestea și nimeni nu crede. Pe oamenii îi fac, sunteți bătrâni, sunteți oamenii cu dizabilități și nu țineți minte, dar până la urmă stați o clipă că există niște lucruri clare, s-au ridicat camere de vedere, s-a văzut clar cum a luat banii, s-a văzut clar cum s-a semnat. Spuneți-mi dumneavoastră. Da. Credeți că asta e un caz în Chișinău, că eu asta caz concret care m-am ocupat, am ieșit la Secretarea Oficii Poștale, la Oficiul Central, la Casa Națională de Asigurări Sociale, am ieșit la șefii de direcție, am zis, oamenilor, cum se poate așa ceva? Da, da. Doamna Figur, ce face? Vreau să vă întreb, iată doamna Ceban vorbește despre anumite cazuri concrete, eu vreau să vă întreb, acest haos până la urmă predomină într-un singur domeniu sau mai avem și situații similare și în alte sectoare? Cred că este caracteristic în toate direcțiile de la primărie. Îmi pare rău să zic acest lucru, dar așa este. Aduceți-vă aminte elementar cazul cu alimentația copilor, cu aceste. Până la urmă, la ce s-a ajuns? Cine a fost pedepsit așa pe domnul Moldovanu, nu știu de ce, era șef de comisie și am luat controale prin școli și grădinițe. În loc, el a dus la Perzanie direcția cu sănătății, s-a apucat direcția învățământului. Acum, de acum se ocupă cu boschetare. El e peste tot și, de fapt, nu face nimic. Dar primarul general, interimar, conștientizează problema, încearcă Eu cred că el încă nu înțelege gravitatea problemei, da? În ce haos există. Probabil, singur probabil și ați văzut că ea spunea că nu înțelege ce se întâmplă. Acest lucru, eu am fost la niște discuții publice în Parlament, unde ședeau parlamentari, stau de la reprezentanți de la Centrul de Sănătate, de la ANSA și toți erau așa de corecți și tot așa cu hârtii corect făcute și ștamplate, cum zice doamna Eugenia, și nimeni până la urmă nu era vinovat. Până la urmă a intrat o deputată de la Fracțiunea Socialiștilor și a zis, eu n-am înțeles nimic și nu-i vinovat că mănâncă copiii alimente alterate. Deci copiii sunt vinoveți. Copiii, până la urmă nu s-a găsit cine e vinovat. O, e cineva acolo, eu mai știu CNA-ul, am mai prins niște, dar tot aceleași firme probabil și acum alimentează copiii, fiindcă la noi își schimbă denumirea și fiindcă asta este. La noi, cred că factorul uman și însăși faptul că trebuie să începem de la noi înșine, de la fiecare, eu zic și de mine, zic și de toată lumea, trebuie să conștientizăm puțin. Dacă noi nu ne schimbăm în atitudinea noastră unul față de altul. Doamna Grigorie, suntem în legătură telefonică, da, cu Zinaida Jalbă, șef adjunct Direcția Finanțe. Bună ziua, doamna Jalbă! Bună ziua! Mă numesc Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre compensațiile pentru agentul termic. Vreau să vă întreb, unde s-a stricat acel mecanism care trebuia să funcționeze la capitolul compensației la agentul termic? Pietru Gontea, șef Direcției Locativ-Comunală, poate să vă spună unde s-a întrerupt cercul acela care trebuia să fie exact... Dar direcția pe care o reprezentați dumneavoastră și-a făcut acele misiuni? Direcția Finanță este doar când ajunge să fie documentele toate perfectate în ordine și transmise la trezorărie, direcția Finanță de atunci intră și ia în acest circuit, bifând finanțarea. Deocamdată nu s-a ajuns la acest nivel. Domnul Conte trebuie să vă explice care e situația. Nu aveți telefonul domnului Conte așa ca să-l picteze acum. Spuneți-mi, un moment, vă rog, așteptați.
Lista cu telefoane. Nu, doamna, nu e nevoie, doamna Jalu, pentru că suntem în cadrul unei emisiuni, dar spuneți-mi, vă rog, când urmează ca concetățenii noștri să beneficieze de aceste compensații? De asta și vă ziceam, doar dumnealui poate să vă spun în momentul când o să fie perfectate documentele necesare. Eu nu cunosc la ce etapă sunt. Nu vă supărați, atunci rămâneți pe fir ca să discutați cu colegii noștri din regie. Poate între timp reușim să discutăm și cu domnia sa. Eu vă mulțumesc. Da, bine. Da. Vedeți că miroase puțin la sabotaj, dacă observați. Că, de fapt, banii sunt... Consiliul a votat pentru acest lucru. Totul este în regulă, doar trebuia funcționarii să-și îndeplinească obligațiuni elementare. Doamna Ceban, fiecare este basma curată. Da, eu vreau să vă spun că direcția finanță, practic, nicătând că nu au șef de direcție, dar își fac meseria normal, stăruie să activeze în... putea lege, cum se spune, bani practic sunt, dacă înainte nu erau bani, astăzi bani sunt. Dar cum a accentuat și doamna Jalbă, pur și simplu dumneavoastră este foarte modestă, GAFA merge de la, cum zici, pește la cap să strică, merge de la Direcția Locativă Comunală și iarăși Prituri, fiindcă iată, astăzi în cadrul discuției noastre, vineri nu exista nimic. Astăzi, de acum, ieri au fost recalculate 12.000 de cereri, da? Unii au fost ascunse cererile astea. Unii au fost ascunși acești cetățeni. Înseamnă că au fost intenționat, tergiversat și făcut în așa fel și așa au fost făcut că vă arătăm noi chirtoacă și vă arătăm noi ce se întâmplă și cum să vă achităm. Mâine vor fi transmite de către Infocom încă 6.000 de cereri, joi încă 6.000. Iată-le, de acum 23, le vedeți, au apărut. Eu mă întreb pe mine, chiar nu vă mustră conștiința pe cei care începeți să vorbiți și pe cei care știți dumnealor, toți găsesc cum să se apere pe sine. Dar pe nimeni nu îl interesează. Are cel pensionar sau invalid ca integral să achite facturile, fiindcă fără demagogia asta și fără baicotul ăsta și fără mizeria care au făcut-o Direcția Locativ Comunală cu priturile de sector, fiindcă întreprinderile municipale au primit documentele, voi ați putut să perfectați documentele și să recalculați oamenilor, să nu îi impuneți să achite integral, ca pe urmă el să aștepte dacă astăzi nu are ce mânca, mai ales vin sărbătorile de iarnă și au vrut la Crăciun sau la anul nou să-și cumpere și ei ceva și să nu stea în lacrimi că iată, aici o să-i dați afară din casă ca ei primezi de la termoelectrica și în științări că dacă nu ați achitat veți fi penalizați. Știți, iată, astăzi, aceste fără de legi, eu cred că nu vor mai continua, ați auzit și eu spus și domnul vicepretor Portnoi, că și-au făcut astăzi lecția de acasă, la întrunirea care am avut-o. Eu sper ca și viceprimarul de Ramuri, domnul Grozavu, să emită în mod de urgență o dispoziție și să aibă săptămânal ședințe. Asta nu este problema noastră a consilierilor să întrunim. Este executivul care în atribuțiile cărora intră acest capitol de servicii. Mai mult ca atât, să nu credeți dumneavoastră că noi astăzi le-am spus că vrem cere un audit independent, fiindcă noi avem și Direcția de Finanță și Inspecția Financiară, unde au controlat corectitudinea stabilirii și achitării astea compensații la agentul termic și aici sunt încălcări foarte mari, fiindcă unul care are casă cu două nivele și fără să-i se ceară certificatul de salariu, îi se stabilește compensații, dar o pensionară care vai de capul ei, este nu are soț, este la limita existenței, îi se pune în față, că ca uite și scrie în regulament. Oamenii, regulamentul rămâne regulament, este comisia în afară, aveți o comisie întreagă care puteți lua decizia. În regulament este punctul, unde scris clar, în caz de suspecție și la fața locului, nu stați în birou, ori cei de la Prituri, nu stați. Fiindcă eu am mers prin Prituri și astăzi, nu-i găsești la serviciu pe nimeni. E scris că e zi de audiență, dar eu n-am găsit pe nimeni la audiență. Mie mi-e rușine că eu consilier Ceban, mă scuzați că intervin, colegii noștri din regie încearcă să facă legătura telefonică cu domnul Godea ca să aflăm... Gontea. Da, Gontea, cer scuze. Să aflăm din prima sursă, de fapt, ce nu a mers, ce nu a funcționat și probabil revenim în studio la discuție. Colegii din regie, avem legătura telefonică. Da, se pare că mai avem anumite defecțiuni tehnice. Doamna... Aici vreau să vă spun. Spuneți. O la legătură cu domnul Gontea, eu vreau să vă spun că da, eu îl stimez foarte mult pe domnul Gontea, dar în cazul de față, responsabilitatea
O poartă domnul Gontea, șeful de direcție locativ comunale, în contract este scris responsabilul abilitat să ei și știți, au început azi să ne spună că contractul cu Infobon a fost pe 5 ianuarie. Contractul rămâne contract. Asta a fost, trebuie să pregătească o dispoziție sau o decizie la Consiliul Municipal prin modalitatea de achitare și de transferare a surselor financiare. Doamna Ceban, se pare că este la celălalt fir, domnul Gontea. Alo, bună ziua! Da. Bună ziua! Ascult. Sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre compensații la agentul termic. Și vreau să aflu de la dumneavoastră, în calitate de șef a direcției locativ-comunale, ce nu a mers în acest caz? De ce concetățenii noștri nu au beneficiat de aceste compensații? Păi, problema s-a pornit în urma schimbării celor care, de fapt, pregătesc bonul de plată. Noi, când anul trecut, am avut o întreprindere municipală care îi spune Infocom, Termoelectrica și-a organizat, conform legislației, alt centru de calcul și i-au cerut să fie o decizie concretă a Consiliului Municipal, pun un contract separat cu dânsii pentru achiperile la compensație, ca să treacă prin intermediul lor aceste achiperi. Iată, aici a apărut problema. Decizia Consiliului a fost pe 22, s-au schimbat condiții că directiva, lucrul dat va fi transmis la dumnealor prin intermediul direcției și va fi semnat un contract și până la momentul când a apărut decizia, Infocom, prin intermediul lor, a primit actele, dar ele nu au fost... Au fost transmise, dar nu au fost puse în lucru decât Infocom. Domnul Gontea, spuneți-mi, vă rog, până la urmă noi asistăm la un ping-pong. Pretura zice că și-a făcut tema pentru acasă și direcția locativ-comunală zice că este totul ok. Cei de la finanțe spun că nu ține nimic de ei. Până la urmă, unde nu funcționează mecanismul? Ce s-a întâmplat? Și ce se trăgânează? Direcția Generală Locativ-Comunală a devenit parte componentă a acestor lucrări din data de 1 ianuarie 2018 și noi am semnat contractul în 5 ianuarie 2018. Dar până atunci lucrul dat trebuie să făcut Infocom. Petrolul de sector transmitiu la Infocom informații, Infocom o prelucra și o transmitie la Direcție Finanță ca ei să aloce bani pentru lucrul dat. Acum, încă o dată, s-a schimbat criteriul de lucru. A apărut direcția locativ-comunală în baza unui contract cu Infobonul. Da. Iată, aici a apărut problema. Dar la ziua de azi, poate e hotărât. Da, avem transparență în cadrul acestor liste și cu asta cred că punem punct. Deci, sigur, avem transparență, avem transmis de acum la Infobon, prin intermediul atât și la Termoelectrica. Dar care este termenul? Când concetățenii noștri urmează să beneficieze? În bonul de plată, data viitoare, majoritatea vor primi de acum compensație, adică se va scădea 40% din suma totală. Noi vă mulțumim pentru această intervenție telefonică. Cât pentru apă, diferență de volum de apă caldă și tariful la evacuarea gunoiului. Vă mulțumim frumos! Vă mai așteptăm în cadrul emisiunii noastre. La acest capitol, vă rog, haideți să comentăm. Capitol chiar vreau să vă spun că au fost o neglijență foarte mare și o atitudine incorrect față de cetățeni. Fiindcă ceea ce ține modalitatea de achitare nu era ce mai necesar. În primul rând, atât direcția locativ-comunală cât și preturile de sector au avut în sarcină reînnoirea cererilor la tuturor celor beneficiari, 39.000, care au beneficiat în sezonul trecut. Și cum se spune la noi, Sania, trebuie să o pregătești vara. Urma ca direcția locativ-comunală împreună cu preturile acest regulament să-l aducă vara la Consiliul Municipal sau în luna septembrie. Și nu să-mi spună acum ea că au încheiat contract în ianuarie. Chiar și dacă a fost decizia Consiliului la 22 decembrie, oameni buni, înseamnă că executivul primăriei tot nu lucrează. Cum așa? O lună de zile a mers proiectul de decizie să-l aducă la cunoștință sub semnătură. Unul spune că a primit pe 9 ani, spune...
Asta e, știți, ieși din comun încă o dată, vorbește despre negligență și despre o atitudine proastă față de cetățeni, fiindcă nu s-a schimbat nimic. Cerile, mai mult ca atât, să știți dumneavoastră că nimeni n-au lucrat cu cetățenii. Noi avem încă cetățeni care nici nu știu că pot apela la compensațiile acestea și astăzi le-am pus în sarcină. Mergeți, dragii mei, pe la blocuri locative, puneți, afișați un anunț că, stimați cetățeni, aveți dreptul care aveți 3.000 de lei pentru o persoană din familie, dacă sunteți 4-12.000, să depuneți documentele care la întreprinderi municipale, care la preturi, ca să primiți aceste 40%, să fiți scutiți la deșeuri, să fiți scutiți la cota parte a apei. Nu se lucrează cu cetățenii, noi dăm bani, dar știți, așa se primește un punct, parcă știți, o invidie ca la moldoveni, dar de ce el să primească și eu nu? Nu vor pentru oameni să se lucreze și eu cred că vom pune capăt și vom solicita această informație trimestrial să vină în fața Consiliului și da. Domnul Gonte, fiindcă așa lucrurile nu pot merge, sau vine Direcția Locativ Comunal, lucrurile nu pot merge așa mai departe. Uitați, vedeți, fiecare dă că astăzi s-au pierdut 6.000 de cereri. Eu îi întreb la ședința comisiei. Unde sunt 6.000 de cereri? Și încep să-i înlămurească. Opritorul îmi spune că le-am întors înapoi dosarele. Doamnă, nu poți întoarce dosarul înapoi fără un proces verbal și fără ca să scrii cine a fost în complet în dosarul ceala și de ce nu e recalculat 40%. Dar așa să-mi spui că în linii generale că le-am întors 6.000, le-ați întors fără argumentare, fără nimic, asta așa din pod îmi spuneți. Da. Nu există. Când merge vorba de bani public, orice document se documentează și se duce evidența. Foarte clar eu spus Direcția Finanțe, dați-ne factura, dați-ne ce sumă trebuie să vă achităm, bani sunt. Bani sunt, doamna noi putem achita. Astăzi, în cadrul emisiunii, practic, am utilizat acest termen de transparență în liste. Ori doamna Ceban tocmai venea cu exemplu atunci când nu este claritate în aceste cereri. Cine urmează să beneficieze? După ce criterii? Este clar? S-a verificat? S-a mers în teritoriu? Este pe site-ul primăriei, este scris despre acest proiect de indemnizare de primirea compensațiilor. Altceva că nu toți au posibilitate, nu toți au internet acasă, nu toți au posibilitate să, mai ales oamenii în vârstă, poate nici nu au computer. Adică acest lucru trebuie să-l facă în primul rând selurile sau cum, da. întreprinderile municipale, funcționarii publici, comisiile care se ocupă, s-au ocupat ani în șir cu aceste dosare. Ei cunosc, fiecare dosar este un telefon, ei puteau să-i anunțe încă în septembrie pe acești oameni, să-i roage să aducă poate niște acte noi, să înnoiască cererea sa. Poate trebuie un act nou, poate să fie, poate să iasă la fața locului să vadă, poate acest om de acum nici nu există. El poate și-a decedat, Doamne mă iartă, zic așa chestii, dar orice poate fi în viața noastră. Aceasta este bunăvoința și, să zic, simțul datoriei pe care trebuie să-l aibă orice om la locul de muncă. Cu funcționarii publici la noi este o chestie mai grea, nu vreau să mă repet, dar același lucru. Trebuie fiecare să-și facă meseria la locul de lucru. La noi încă avem mult de lucrat la acest capitol. Eu mă bucur că sunt. Eu nu zic că toți funcționarii publici la noi sunt niște leneși. Sunt mai ales cei de vârsta mai înaintată care au fost educați în iată, doamna Cebanu, nu se-mi dea să mintă. Ea a lucrat toată viața în sistema socială și ea știe cum ea cerea de la acești funcționari. Ea a crescut generații întregi de oameni care lucrează. Acești oameni știu a lucra. Dar sunt evident foarte mulți care au nimerit pe criterii politice, sunt care rude, frați, oamenii, colegi de clasă, care nici nu au idee. Ei nici nu știu cum trebuie să lucreze, nici nu se adresează după ajutor, nici nu vor să facă. Ei așa sunt, se miră când noi avem pretenții, când noi trimitem lumea, facem scrim de mersuri, că iată nu au primit, nu s-a făcut. Acesta este dreptul cetățeanilor, dragi funcționari, nu aveți dreptul voi să le hotărâți soarta. Ei au dreptul legal să primească o indemnizație, să primească un ajutor social. Altceva, că noi cu ajutoarele astea sociale poate facem undeva și rău. Mai bine le-am dat la oamenii tineri posibilități de a câștiga banul, am deschide locuri de muncă. Dar noi la Consiliul Municipal acest lucru nu putem să facem. Asta trebuie să facă guvernanții noștri de mai de sus, să se îngrijească de cetățenii noștri mai tineri. Acum noi suntem nevoiți să-i ajutăm cu niște finanțe, cu niște compensații, ca ei să supraviețuiască. Asta este existența de astăzi, realitatea de astăzi. Din păcate.
Doamna Ceban, pe final de emisiune vreau să vorbim un pic despre instituțiile preșcolare. Știu că întotdeauna au fost în vizorul fracțiunii pe care o reprezentați și până la urmă vorbim și de unele compensații, dacă nu mă înșel memoria. Da, la sistemul educației, eu aș vrea să mă opresc la acea problemă, că compensații noi le numim toate, compensații, indemnizații, ca să nu încălcăm legea, le trecem ca ajutoare materiale, ceea ce am făcut 50% la bucătari, la lucrători auxiliari din instituții preșcolare. Și vreau să vă spun aici că amintiți-vă cu cât greu că noi asta am făcut-o în luna septembrie, când acum ești pe ultimele luni a anului, este foarte greu să găsești bani în buget de unde să aloci la acest capitol. Și iată astăzi, uitați-vă, am primit actul Inspecției Financiare, care a inspectat Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, în fața cărui s-a aflat domnul Alexandru Fleaș. Și credeți, 22 de milioane furate. S-a dus Fleaș pe unii breți, în deplasări de 89 de mii, și când a încercat conducerea primăriei să-l elibereze, el e neobrazat, că asta e sistemă pusă bine de Partidul Liberal, precum că și-a luat buletin. El trebuie să fie închis de CNAJ, de Procuratura Anticorupție, pentru ceea ce s-a făcut aici ea la Direcția Educației. Și eu cred că încă nu toate cazurile sunt elucidate. Iată de ce eu vorbesc. Noi, pentru acești necăjiți, nu trebuie noi să venim cu proiectul de decizie. Fleaș trebuie, direcții, șefii de direcție trebuie să vină să-și bată capul de angajații care se află și să pună capăt la strânsul banilor de la părinți, fiindcă noi chiar astăzi la audiență am avut comitetul părintesc de la o grădiniță din municipalitate, la care le sunt la grădinița 75, noi am aprobat 252 de milioane de mii pentru reparație, oamenii nu știu nimic, părinții sunt îngrijorați în ce dezastru se află grădinița și copiii lor pentru procurare imobiliară și le-am spus, dacă aflu eu că ați strâns de la părinți măcar un bănuț, să știți că toți părinții veți merge la CNA, fiindcă noi banii am alocat. Altă întrebare, că până astăzi Direcția Educației încă nu a luat și nu a adus la cunoștință sub semnătură la fiecare instituție preșcolară, la fiecare gimnaziu, liceu, sub semnătură directorului și comitetului părintesc, sumele aprobate de consilieri, de Consiliul Municipal, ca lumea să știe că într-adevăr bani noi alăcăm peste aproape 2 miliarde de lei la învățământ, ca până la urmă să aflăm că chifla care e scris aici la copii nu-i de 50 de grame, dai de 30 de grame, 3 tone de banane, nu știu pe unde, și multe alte chestii vom pune pe ordine de zi și la Consiliul Municipal și aceasta. Și să știți că ceea ce noi ne străduim să le definim sub ajutoare materiale sau ceva, acele sunt tot aceleși compensații. Și pe noi tot ne doare sufletul ca aceste compensații, amintiți-vă cât boicot a fost și cu achitarea celor ajutor material 50%, tot de același Fleaș și de toți șefii de direcție din teritoriu. Noi ne grindim pentru cine trebuie să atâtea direcții, pentru cine trebuie să atâți funcționari publici, dacă voi astăzi, de acum, bugetul a fost aprobat și voi încă n-ați adus la cunoștință și în părinții îngrijorați pe drumuri, întrând ba la Partidul Socialiștilor, ba la fracțiuni în Consiliu, ba Consiliul Municipal, ajutați-ne, vă rog, oameni buni. Sunt unii părinți că pot să dea bani, dar sunt unii părinți că îi pare singuri supraviețuiesc. Și de ce încă o dată fac? Stimați concetățeni din municipiul Chișinău. Adresați-vă pentru compensație la agentul termic, la căldură, să mai vorbesc, să mă înțelegeți, pentru acele volume suplimentare de apă. Achitați în factură cei care aveți salariu, pensie de până la 3.000 de lei de persoană, plătiți până vă se face recalculare numai cuburile care le aveți pe, în apartamentul contor, dumneavoastră, pe contorul dumneavoastră. Și nu mai mult. Pe urmă o să ne discurcăm. Veniți la audiență la noi, veniți să ne găsiți în fiecare sector și la fracțiuni. Aceeași problemă vorbesc și cu șefii de grădiniți. Nu vă temiți. Nu o să vă divulgăm. Că astăzi așa și s-a temut unii părinți. Zici că, vă rog, un copilul meu a pe să nu fie identificabil. Nu trebuie să fim. Și am vorbit și cu șefii de grădiniți. Am spus, nu încercați să presați șefii de grădiniții. Dacă vreți să fiți conducători, comportați-vă corect față de subalternii dumneavoastră. Primiți orice critică, fiindcă pentru asta sunteți. Ați trecut concurs, nu știm cum și concursurile s-au trecut, eu cred că da. Am văzut să o face măcar cinstit. Și de aceea, eu încă o dată vreau să fac un apel, depuneți cereri, căutați-vă dreptul dumneavoastră, adresați-vă la noi, fiindcă acum am intrat în anul electoral și vor merge fiecare după votul dumneavoastră. Dar întrebați-i ce au făcut pentru dumneavoastră. Da. Doamna Grigore, pe final de emisiune, eu vreau să vă întreb,
merită să credem celor afirmate de cei care au intrat în legătură telefonică cu noi că de luna viitoare practic vor fi incluse în factură și vor beneficia de cele 40%. Există premize reale să credem acest lucru? Să dea, domnule, aduceți-vă aminte la sfârșitul anului când am fost Consiliul Municipal și cum au venit ei să ne șantajeze în cadrul Consiliului, au venit toți la spatele nostru, mai că ne părea că o să sară la bătaie la noi, pentru ca să primească, pentru interesul lor, să primească încă 3 salarii, care li se oferea după lege, într-un fel. Dar noi am avut o pretenție, să fie scoși din acea listă o anumite persoane care au făcut foarte multe cu lucruri. Penale. Da, cu dosare penale, foarte multe lucruri urâte în municipiu. Nici până azi nu știm, au fost ei scoși sau nu, ei și-au primit acele 3 salarii, adică lor bine mersi. Dar când ei trebuie să-și facă obligațiunile pentru omul simplu, atunci acum? Atunci ei încep a minți. Eu vreau să cred, dar nu știu. Noi o să ținem la control, cum am ținut și până acum, fiindcă cine dacă nu noi, eu am mai spus, cine dacă nu Partidul Socialiștilor, fiindcă nu avem încotro. Noi suntem făcuți ca să muncem pentru omul simplu, dar de fapt ar trebui executivul și-și reia obligațiunile directe, să-și facă fișa de post corectă și probabil trebuie să revizuim și fișele de post, fie la toți funcționarii, fiindcă nu se poate să ne zic un funcționar public, că asta nu e treaba mea și nu e în obligațiunile mele. Pe această notă aici, sunt obligat, da, să punem punct. Dați-mi o minută. Eu vreau să vă spun ca cetățenii să știe că eu nu vreau să cred ca consilier municipal. Noi am pus condiția clară azi și în luna și până la finele ianuarie vor fi achitați și recalculate inclusiv și pentru luna ianuarie. Așa le-am pus condiția, listele care sunt perfectate și oamenii să nu se teamă. Care n-au primit, să vină. Și noi vom lua atitudine față de cei angajați. Atât a fost Reflector Analitic ediția de astăzi. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând! Bun.